Pentru toți cei care spuneți că rasa românească carpatină este o rasă proastă de lapte, haideți să vă arăt ceva. Vino aici, mai aproape. Ia uitați. Uger. Dar acum este sută, e normal să vadă așa. Am unele cu ugerile mult mai mari, cu mameloanele mult mai lungi. Dar aceasta este o capră tânără, ugerul în formare. De la această capră, când este în plină lactație, undeva când dă verdeața, ia undeva în jur la un litru la mulsoare, poate chiar și peste un litru. Un litru jumate, poate la mulsoare. Depinde de mâncare, pe mine. Da, hai să-i dăm. Vă salut și bine v-am găsit la un nou vlog. În urma nenumăratelor întrebări cu și despre iezi, câți iezi avem, câte capre au fătat, m-am decis să vă arăt și să vă prezint astăzi într-un scurt filmuleț câți iezi sunt fătați și câte capre au fătat. Dar înainte de a ne apuca de treabă, vreau să vă fac o mică introducere a denumirii culorii fiecărui animal, pentru că eu am mai postat anumite videoclipuri cu și despre caprele mele în trecut pe acest canal, iar unul dintre dumneavoastră a remarcat un lucru. Atunci când eu ziceam aceea e gheaușă, aceea e ghezură, și mulți m-ați întrebat că ce înseamnă aceste denumiri. Acum România este mare și fiecare zonă are denumirile ei, iar fiecare om își denumește cum vrea animalul. Dar cel puțin la noi în zona aici, cam acestea sunt denumirile uzuale pe care le folosim când vine vorba de a determina culoarea unui animal. De exemplu, acesta pe care îl țin eu în mână este un gheauș pe alb. Ce înseamnă gheauș pe alb? Poate să fie și pe galben, această culoare e puțin mai închisă. Animalul este gheauș, îl denumim a fi gheauș atunci când are această culoare în jurul ochilor și pe urechi și la picioare. Acesta este un ied gheauș. Bineînțeles, el nu o să schimbe la culoare, cum se întâmplă în cazul mieilor, dacă atunci când sunt mici, un miel, de exemplu, poate să aibă o pată de culoare albă, când crește, acea pată o să-i dispară. Aceștia așa vor rămâne și la maturitate, când vor deveni maturi, vor avea aceeași culoare și aceeași aspect, același aspect al culorii pielii, blănii, să zic. Haideți să trecem mai departe. Din nou avem un gheauș, dar de data aceasta este un gheauș pe maro, nu pe alb. Puteți observa, uitați, urechile sunt mult mai închise, culoarea aceea albă este mult mai închisă, este un maro de fapt, închis. Acesta este un gheauș pe maro. Acesta este un cărunt pe alb. Noi spunem cărunt la capra pe care dumneavoastră și mulți de dumneavoastră o denumiți sură. Bineînțeles, sur, adică e de culoare spre sur, dar acesta este un sur, noi nu spunem așa, noi spunem cărunt, un cărunt pe alb. O să vă prind imediat și un cărunt închis, mai pe negru, să vedeți diferența. Dar cum v-am spus, vreau să vi prezint pe fiecare în parte ca să nu mai existe dubii și întrebări atunci când vine vorba despre culoarea pielii sau a blănii fiecărui animal. Uitați, aici am un cărunt mai pe închis, se poate observa aici. Când o să crească, acesta o să mai schimbe puțin la culoare, o să fie mult mai închis decât e acum. Dar cam așa arată un cărunt pe închis. La baza rădăcinii părului este puțin mai închis. Are mai mult negru. Acesta este mai mare, e din prima serie. Acesta de aici este ghezur, noi așa îl denumim. E precum un ghezure. Cine știe cum arată, dacă nu știți, căutați pe internet. E de culoare în jurul capului, poate să fie și pe corp. Când o crește, există posibilitatea să întindă această culoare. S-ar putea să avem și unul, trebuie să caut foarte bine să vedem pe aici, să vă arăt exact. Haideți să vedem, poate găsim unul. Ia uitați, haideți că am găsit unul. Acesta se poate observa. Are o culoare de maro, să zic, spre un roșu foarte închis, un cărămiziu.
și e predominant pe tot corpul, mai ales spre vârful părului. Uitați, deci aceasta este ghiezur. Așa îl denumim noi aici, în zona noastră. Bineînțeles, culoarea clasică negru, aceștia predomină și turma mea, cei de negri și cei de gheauși. Și mai am unul singur să vă arăt. O singură culoare. Și nu în ultimul rând, cei care îmi plac mie cel mai mult, iar laptele caprelor are un efect asupra organismului extraordinar de bun, fiind foarte bogat în proprietăți, deoarece lumina solară este respinsă de culoarea aceasta roșie a caprei, acesta este secretul laptelui. De ce este diferit în proprietăți față de laptele la o capră neagră, de exemplu, sau o capră căruntă, sau așa mai departe. Acesta este un mititel, are decât o zi, și din păcate am foarte puține capre roșii, pentru că le-am tot selectat. Ele sunt puțin mai sensibile față de restul caprelor decât cele cărunte, decât cele gheaușe. Iar vara la munte, când le ducem, când urcăm cu ele, din cauza timpului și din cauza temperaturilor foarte scăzute, foarte multe dintre ele au probleme și trebuie să renunțăm la ele. De aceea efectivul se mulțește foarte greu. Am uitat să vă mai spun un lucru. L-am observat pe tot internetul, majoritatea raselor, încrucișări de rase de la noi în România, iar majoritatea dintre dumneavoastră care dețineți capre, am văzut că sunt foarte colorați iezii, cum e și acesta al meu, uitați. Se poate întâmpla dintr-o crucișare de un, nu știu, într-un țap negru și o capră căruntă, să iasă așa ceva, adică aceștia foarte colorați sunt rezultatul încrucișării a două culori diferite. Nu am o denumire specifică sau exactă pentru așa ceva, nu știu, sunt breji, colorați. Florii, da. Acum, după ce v-am făcut o scurtă prezentare a fiecărei culori, al fiecărui ied, haideți să aruncăm o privire și printre ei să vedeți cât sunt fătați și câte capre au fătat, pentru că foarte multe au câte doi iezi. Până acest moment sunt fătate cam în jur de 40. Mulți dintre ei sunt băgați pe sub piezle, nu pot să-i scot, stau o grămadă, dar puteți să observați așa în mare. O să-i scot într-o zi afară și o să-i filmez bine pe toți, dar când o să fie timpul bun, pentru că din păcate timpul este foarte nasol, foarte urât. Te-am prins singur aici. Fugi! Unde vii, mă? Cine vii, mă? Băi, lăsați intrepidul în pace. Da, nu pot să-i prind chiar atât. Thank you.
Iar acum, ca să punem punct materialului, vreau să mai spun un singur lucru în încheierea acestui videoclip. Am rămas oarecum profund dezamăgit de anumiți oameni de pe YouTube care blamează capra noastră românească, rasa noastră de capre românești, carpatine, și spun că bacă nu e bună, bacă laptele nu e bun și așa mai departe. Tot felul de acuzații. Dar aceasta este o discuție pe care vreau să o dezvoltăm într-un alt videoclip, unde o să intru foarte amplu în detaliu și o să vă dovedesc cu studii științifice și date exacte de ce rasa noastră carpatină de lapte este una dintre cele mai bune rase de capre de lapte, dar și de carne din lume, nu doar din România. Este o rasă care se acomodează foarte ușor, foarte repede și foarte rezistentă la orice condiție meteo.